Bună seara, dragii mei, și bine ne-am reîntâlnit într-o zi de mare sărbătoare, când prăznuim pe Sfânta Treime astăzi, dar este mare sărbătoare pentru că ne întâlnim și noi la o nouă cafeluță tâlcuită, cum îmi place mie să zic, în care vom vorbi despre lucruri frumoase și pentru că tot am sărbătorit în aceste zile pe Duhul Sfânt și astăzi Sfânta Treime, Duhul Sfânt se ocupă cu lucrurile acestea, cu înțelepțirea, cu gândurile bune, cu mintea, da, ceea ce gândim, ceea ce suntem capabili să facem cu mintea noastră, cu înțelepciunea, cum reușim să pătrundem și să tâlcuim anumite lucruri. Dragii mei, sunt Camelia Tița, prietena voastră, și sunt onorată, spun eu, de fiecare dată când sunt aici cu voi, pentru că fiecare cafeluță, da, fiecare moment din acesta de conectare, când noi ne întâlnim și vorbim despre lucruri utile, zic eu, vreau să cred că sunt utile și că ne ajută pe noi toți, de fiecare dată sunt bucuroasă, sunt onorată și așa se întâmplă și în această seară. Sunt Camelia Tița, prietena voastră, dar dincolo de acestea spuneam despre mine și spun în continuare că sunt demolator de credințe limitative și, apropo, cred, poate ați văzut emisiunea de la Prima TV Oltenia despre credințele limitative. Este o emisiune bună și de ce spun asta? Pentru că realizatoarea emisiunii s-a pregătit bine, avea o listă lungă așa de întrebări, n-a reușit ea și împreună n-am reușit să le parcurgem chiar pe toate, pentru că timpul este scurt. Nu știu dacă știți, dar la o emisiune trece timpul atât de repede și întotdeauna realizatorii au liste foarte lungi de întrebări. Dar atât cât a reușit ea să pună și eu să răspund, vă asigur că sunt interesante întrebările și sper că și răspunsurile să vă ajute, pentru că acesta este scopul cu, evident că scopul emisiunii acesta a fost, da, să facă puțin mai multă lumină, claritate, da, iarăși ne referim la Duhul Sfânt, atunci când avem mai multă claritate în minte, când Duhul Sfânt aduce lumină, da, în mintea noastră, în viața noastră. Ei, așa s-a întâmplat și acolo și sper să simțiți și voi acest lucru când vă uitați la acea emisiune. Sper ca acele lucruri să vă ajute. Spuneam că sunt demolator de credințe limitative și îmi place să îmi aduc contribuția în viața oamenilor la construirea unor noi credințe, așa încât pe baza lor să poată să-și rescrie, zic eu, povestea vieții. Dragilor, povestea vieții este numai una pentru fiecare dintre noi. O singură viață avem de care știm, da, cât suntem trecători pe acest pământ și povestea vieții noastre doar noi înșine putem să o scriem și atunci eu cred că fiecare, așa vreau să cred, că își dorește să scrie o poveste frumoasă de viață și rolul meu, dacă vreți, chiar misiunea este să-i ajut pe oameni să-și rescrie poveștile de viață atunci când trăiesc drame, traume, să și le vindece, să poată să treacă mai ușor peste ele, să și reconsidere viața, să se repoziționeze în fața lucrurilor care li se întâmplă, da, să vadă perspective noi, să aibă înțelegeri mai profunde, să înțeleagă mai bine sensul acelor lucruri și experiențe prin care trec și, dragilor, vă asigur că fiecare dintre noi avem nevoie de ghidare, avem nevoie de perspective noi, avem nevoie de înțelegeri și sensuri noi. Și mai spun despre mine că dacă reușesc să-mi împlinesc misiunea, cumva aduc un strop de fericire, măcar un zâmbet acolo, măcar o rază de lumină să strecor în sufletul cuiva și eu tot sunt mulțumită. Pe lângă acestea, voi știți că lucrez cu oamenii de o grămadă de zeci de ani, de 43 de ani, atât ca profesor cât și ca psiholog. Dragilor, în această seară am ales eu o temă foarte interesantă, zic eu, tocmai bună de tâlcuit, despre întâmplare sau providență.
Și poate că este un termen nou pentru unii dintre voi, nu-i nicio problemă, dar o să clarificăm aceste noțiuni, concepte, să vedem despre ce este vorba, ce înseamnă providența, cum este cu întâmplarea, cum este cu hazardul, care este relația dintre acestea și oare cât ar trebui să credem noi în întâmplare, da, în noroc, în ghinion, niște lucruri de ale noastre, de ale oamenilor, pot să zic așa, pentru că și acestea sunt credințe, să știți, da? Sunt credințe, unele limitative, altele o să le deslușim în această seară. Și dacă mi-aduc eu aminte bine, Gianina Lupu, realizatoarea emisiunii, la care vă invitam să vă uitați, despre credințele limitative, fără secrete se numește emisiunea. Dacă mi-aduc bine aminte, eu cred că chiar cu această întrebare a început emisiunea, da, să clarificăm ce sunt acelea credințe limitative și ce se întâmplă cu ele, care este rolul lor în viața noastră, cum lucrează el în viața noastră, ele, și cum le permitem noi, cum le dăm voie să ne construiască viața. Pentru că, dragilor, tot ce credem noi, toate gândurile noastre, tot ce avem noi în mintea noastră, dar efectiv ne dirijează viața. Pentru că ne comportăm în baza gândurilor, credințelor, convingerilor noastre, acele lucruri pe care le cunoaștem sau le-am preluat, da, sub o formă sau alta. Bun, avem și niște întrebări grozave, să știți, care o să ne ajute să tâlcuim chiar și mai bine această temă. Și vreau să le mulțumesc prietenilor noștri care de fiecare dată să știți că își iau timp și au și curajul de a ieși la lumină, ca să zic, la lumina Facebook-ului, acolo în vizorul tuturor și să pună întrebări. Și pentru acest lucru îi felicit de fiecare dată și vă încurajez pe toți, pentru că să știți că ăsta este secretul, dacă vreți așa. Deci, cu cât avem îndrăznim, da? Îndrăzneala, curajul cel bun să punem întrebări, cu atât ne deschidem mintea mai mult, cu atât aflăm mai mult, cu atât accesăm mai mult mintea lui Dumnezeu și în felul acesta cumva îl invităm pe Duhul Sfânt, da? Să ne lumineze și mai mult mintea. Cum a fost săptămâna voastră? Dar înainte de a vorbi despre săptămâna pe care am încheiat-o, deja de astăzi am început o alta și mai e și vară, dar între timp a venit vara, vreau să vă arăt câteva lucruri pe care le am aici lângă mine, pentru că de fiecare dată vin cu ceva la Camelia Coffee, la recuzita noastră, da, a cafeluței tâlcuite. Și avem icoana Mântuitorului, să știți că n-am avut icoană cu Sfânta Treime, dar deci am zeci de icoane și am căutat, dar nu am. În schimb, am ales o icoană a Mântuitorului care are o poveste foarte ciudată. Este icoana care se curăță singură și cred că v-am mai spus povestea ei. Și ca să o aflați, dacă vreți să știți amănunte despre această icoană care își curăță chipul singură, puteți cu siguranță veți găsi povestea ei pe Google și pentru că este o icoană deosebită, aparte, la o mănăstire din Dobrogea și mi-am cumpărat-o când am fost într-un pelerinaj și este o taină aici, ca să zicem așa, o minune, practic acea icoană când a fost găsită a fost foarte întunecată așa și ulterior, în timp, ea se curăța singură, da? Uitați, deci efectiv și eu am văzut lucrul acesta, parcă la icoana mea, cum din ce în ce devine mai luminoasă și se curăță mai mult. Am lumina, da, lămpița mea decorativă, mi-e foarte dragă, să știți, apropo de tradiții, obiceiuri, da, face parte din trecutul nostru, da? Oamenii cândva făceau de toate la lampă.
da? Femeile coseau la lampă, copiii citeau, da? Deci seara se culcau foarte devreme oamenii pentru că nu era lumină, curent, da? Energie electrică și foloseau opaițul, știți ce este, da? Un instrument mai rudimentar, aș putea să zic, decât lămpița și lămpița. Mai am aici o crenguță de nuc, dragilor, care voi știți, da, creștinii știu, care au fost ieri la biserică, că la sfârșitul slujbei se sfințesc ramurile, frunzele de nuc, de data aceasta. De ce nuc? Pentru că este sezonul lor, să zicem așa, și sfințirea este, ca să zicem, rezultatul și efectul și lucrarea Duhului Sfânt, da? Duhul Sfânt pe care l-am sărbătorit ieri, ca să zicem, da? Pogorârea Duhului Sfânt și această lucrare de sfințire este, de fapt, pogorârea Duhului Sfânt. Și mai am o floricică, să știți că tot cred că v-am mai arătat-o, dar e atât de bogată și de frumoasă, încât să știți că este și foarte. Deci chiar nu mă așteptam să reziste atât de mult și mă gândeam că sunt unele lucruri pare atât de firave, de sensibile, de gingașe și de fapt au o putere uriașă în ele. Deci aceste orhidee minuni, pot eu să le zic în ghivecele noastre, care ne umplu viața de frumos, nu numai ambientul, camera, ferestrele, da? Dar și sufletul nostru și duhul nostru, așa, de frumos, sunt niște plante pe cât par ele de sensibile, de gingașe, de finuțe, pe atât sunt de rezistente și de puternice. E, să știți că și oamenii, da, și oamenii sunt la fel frumoși, unii par, mă gândesc acum la femei, unele par atât de plăpânde, atât de gigașe, de, da, prin constituția lor minionă și de fapt, tocmai aceste femei se întâmplă, da, apropo, se întâmplă, să fie și foarte puternice, foarte puternice și nu numai psihic vorbind, dar și fizic. Da? Am văzut femei micuțe care, deci pur și simplu mă minunez așa câtă forță pot să aibă în ele. Bun, și bineînțeles, dragilor, că avem cănița noastră cu de Camellia Coffee, de data aceasta cu o limonadă. Bun. Acestea fiind zise, dragilor, vreau să vorbim despre săptămâna pe care am încheiat-o. S-a terminat și anotimpul primăvara. A venit vara și deși nu prea pare, da, este o vară din asta, ce să zicem, a debutat cu multă ploaie, cu. Dar e bună, toate sunt de la Dumnezeu, nimic nu e întâmplător. O să vedem în această seară cum e cu providența, cum reglează Dumnezeu lucrurile, cum ne dă ce avem nevoie, cum pune echilibru acolo unde noi nu-l vedem, nu-l acceptăm de cele mai multe ori. Dar așa lucrează Dumnezeu și ar fi bine să acceptăm lucrarea Lui pentru că știe cel mai bine. Cu siguranță o să avem roade bogate, recolte bogate și asta este ceea ce contează, da? O să avem și vară, sunt convinsă că vara, știți că s-au cam decalat anotimpurile și probabil că o să avem o toamnă, ca să zic, mai lungă și foarte călduroasă. O să înceapă vara, cumva, în adevăratul ei sens, un pic mai târziu, dar și când o veni, o să fugim că o să fie prea mare căldura și o să ne dorim ploaia asta. Care, și ploaia, apropo, știți că semnifică bogăție și se și spune la nuntă sau la diferite evenimente când plouă că este de bine, da? Deci să ne gândim, acum nu ducem în partea ailaltă discuția cu inundații și cu alte chestii, nu ne ducem acolo, da? Nu e subiectul nostru din această seară. Și să vedem cum a fost săptămâna. Dragilor, eu chiar cred și mi-aș dori ca săptămâna voastră să fi fost frumoasă, să fi fost și să știți că zilele noastre și viața noastră este așa cum ne-o facem.
Și poate că unii dintre voi mai sceptici așa și, cu, și mai pesimiști și greu încercați, o să ziceți că nu e adevărat, da. Dar credeți-mă că și în această seară o să vă explic puțin acest mecanism al amestecului nostru în tot ce ni se întâmplă. Chiar dacă noi credem că nu avem un amestec, un aport, că nu noi generăm cursul unor evenimente nefericite sau pe care nu ni le dorim în viața noastră sau situații, experiențe negative, rele le vedem noi, da? Și putem să fim foarte nemulțumiți și frustrați din această cauză, credeți-mă că la nivel de inconștient, chiar dacă noi nu suntem conștienți de cum facem lucrurile, le facem, să știți, le facem. Și mai încolo puțin o să vă dau mai multe detalii despre ce vreau eu să spun acum. La mine a fost o săptămână frumoasă, încărcată, dar e încărcată cu ceea ce îmi place mie să fac. Pentru mine este foarte important să aduc valoare în jurul meu, să ajut oamenii și dacă reușesc să fac acest lucru, eu sunt foarte mulțumită. Și când spun că săptămâna mea este frumoasă, a fost frumoasă, înseamnă că a fost încărcată de valoare. Înseamnă că am putut să fac lucruri frumoase, am putut să fiu de ajutor, am putut să îmi aduc aportul, contribuția în viețile oamenilor și pe mine acest lucru mă mulțumește foarte mult și sunt foarte recunoscătoare că am această șansă, această oportunitate de a ajuta oamenii. Prin multe feluri, deci și în direct, în cabinet aici, unul la unul, în cabinetul de psihologie, ca psiholog, ca mentor, ca antrenor, consilier, pentru că știți că desfășor și cursuri și programe și în săptămâna trecută am dat și un interviu Atenei Negrescu pe stil de viață Hipocrates, știți că am adoptat un nou stil de viață de un an și jumătate din ianuarie anul trecut, îl văd pe colegul meu Cornel Terec, este colegul meu din pe stil de viață Hipocrates. Tot în săptămâna trecută am realizat această emisiune care sper eu că a adus valoare în viața oamenilor și dacă însumez așa și pun cap la cap toate lucrurile acestea, numai acestea, dar cred că pot să fiu împăcată. Împăcată și mulțumită că sunt pe drumul cel bun, că îmi împlinesc misiunea și o fac cu mare pasiune și cu mare dedicare. Și cred că se simte, da? În orice caz știu că oamenii simt. Deci noi ne-am întâlnit luni și am vorbit despre înțelepciune și echilibru. Vă aduceți aminte, da? Cu minte și sau cu minte. Și vorbeam despre înțelepciune, când ne refeream cu minte, da? Și despre echilibru, când vorbeam, ne adresam noi cu acest cuvânt, cu minte. Marți, în Clubul Femeilor Puternice, am avut un atelier de autocunoaștere foarte tare, să știți, în care ne-am aplicat noi, doamnele de acolo, un test din care să ne dăm seama cum funcționează creierul nostru, da? Nu la nivel general, ci la nivel particular, individual, da? Pentru că în funcție de rezultatul testului, în funcție de cum fiecare dintre doamne reușea să sesizeze mișcarea balerinei, ne-am putut da seama dacă este mai mult rațională și își folosește mai mult emisfera stângă a creierului sau mai mult intuitivă, adică folosește mai mult emisfera dreaptă. Și noi am învățat foarte multe lucruri, da? Am avut 4 sesiuni despre echilibru, da? Și am învățat despre cum funcționează creierul nostru, cum se produce switch-ul, ca să zicem, între cele două emisfere, ce se întâmplă, da, când sunt în dezechilibru, pentru că suntem și noi în dezechilibru atunci, și cum putem să punem echilibru, am învățat, da, în 2 sesiuni, cum putem să punem echilibru în activitatea celor două emisfere, așa încât să reușim să punem echilibru în mintea noastră, în sufletul nostru, în viața noastră. Foarte utile sesiuni.
Mi-ar plăcea să fie mai multe doamne amatoare, da, de dezvoltare personală, să învețe, să se familiarizeze, să familiarizeze cu niște lucruri. Să știți că am darul, eu, da, sună laudă acum, dar ținând cont de formarea mea de bază ca educatoare, da, și am și fost la grupă, ca să știți, deci nu sunt numai absolventă, da, ci pur și simplu am fost la catedră și am predat, ca să zic, ca și educatoare, nici nu mai știu, 34 de ani, cred, da, în paralel cu, și în paralel cu alte activități, vă dați seama că am acest dar de a accesibiliza informația, cât ar fi ea de sofisticată, și cred că v-ați dat seama și voi, cât ar fi ea de sofisticată, de complexă, de profundă, am acest dar de a o despica, ca să zic așa, și a o face facilă, ceea ce nu este ușor deloc, da, pentru unii oameni, dar pentru mine e foarte ușor, pentru că asta am făcut de când mă știu, da? Deci, în Clubul Femeilor Puternice, acolo dezvoltăm niște subiecte foarte bune și foarte interesante, de mare ajutor, credeți-mă, într-un mod foarte simplu, într-un mod foarte simplu, așa ca toată lumea să înțeleagă lucruri destul de, când vorbim despre psihologie, da, deja pe unii dintre noi ne ia capul, da? Uite că și lucrurile psihologice pot fi făcute, pot fi clarificate, pot fi despicate și cumva aduse la o formă mai simplă ca să fie înțelese de către toată lumea. Eu asta mi-aș dori și îmi doresc și sper că reușesc să fac asta. Bun, în weekend am fost la Băile Govora, acasă la mine, unde mi-am eu rădăcinile acolo, și de acolo am cutreierat din nou meleagurile vâlcene, pline de frumos și valoare. De data aceasta, cu prilejul zilelor orașului Horezu, ne-am bucurat de târgul de artă meșteșugărească, unde am cunoscut niște oameni minunați, vă spun cu mâna pe inimă, meșteșugari, artiști populari, oameni creativi, pasionați de ceea ce fac. L-am reîntâlnit pe domnul Ilinca Alexandru, care confecționează opinci. Am întâlnit-o pe Bianca, o copiliță în clasa 6-a, prezentă la târg cu propriile exponate din ceramică. Era însoțită de doamna profesor de artă ceramică de la Palatul Copiilor din Horezu, care în mod demonstrativ lucra acolo niște vase de lut și vopsea niște medalii, amulete, nu știu cum să le zic, pe care le modelaseră din lut cu ocazia împlinirii a 50 de ani de activitate, da, în cadrul Palatului Copiilor din Horezu. Deci am cunoscut oameni deosebiți, am mai aflat câte ceva, unele filmulețe, materiale, deja vi le-am pus, da, pus la gândurile cu tâlc, însoțite de gândurile mele. Sper, scopul este multiplu, ca să zic. Gândurile cu tâlc au ajuns pe undeva pe la 417, dacă zic bine, astăzi, și scopul lor este de a vă aduce în atenție idei importante, zic eu, practice din viața noastră, deși ele, unele par mai filozofice așa, să știți că ele au aplicare, da, se pot. Și chiar ăsta este scopul, să le aplicăm în viața noastră, să ținem cont de ele, dar gândurile cu tâlc mai au un scop, dragilor. Cele care sunt filmate în diverse locuri, cu diversi oameni, au rolul de a aduce mai aproape de noi anumite lucruri care se întâmplă. Se întâmplă și e bine să cunoaștem, cu cât cunoaștem mai multe lucruri, mai multe tipuri de oameni, da, și suntem familiarizați cu activități, cu experiențe noi, ne stimulăm creierul nostru, mintea, și în felul acesta ne dezvoltăm, creștem împreună mai mult. Da, cred că cumva ați intuit scopul gândurilor cu tâlc, că tâlcul acesta
are mai multe valențe și mai multe perspective. Acum, evident că unii le apreciază foarte mult și vă mulțumesc pentru feedback și pentru aprecieri. Alții poate că nici nu se uită, nu le plac, în fine, da? Cum se întâmplă cu toate lucrurile, fiecare este liber să se uite la ce consideră că îi aduce valoare în viață. Asta ar trebui să fie scopul, nu neapărat să ne distreze. Știu că noi umblăm așa mai mult după divertisment, ne plictisim, vrem distracție, vrem... Da, dragilor, din păcate, eu n-am văzut pe nimeni realizând niște lucruri mărețe în viață din distracție, da? Distrându-se așa la infinit, decât dacă mai și muncește. Bun, dragilor, la recunoștință, în această seară, eu sunt, să știți, foarte, foarte recunoscătoare pentru bogăția materială, dar mai ales cea spirituală a țării noastre, pentru oamenii creatori de frumos și valoare culturală și spirituală care îmbogățesc această lume. Pe măsură, spuneam și data trecută, pe măsură ce descoper mai mult, sunt tot mai impresionată și, într-adevăr, România, să știți că este un izvor inepuizabil de valoare și sunt foarte fericită să știți că regele Charles, regele Marii Britanii, apreciază și cumva a devenit ambasadorul României, culmea, deci laudă atât de tare țara noastră și oamenii și este atât de impresionat și ne face lobby atât de mult, încât, cum să vă spun, nu poți să nu te gândești că oamenii noștri politici n-o fac. Nu sunt atât de îndrăgostiți de România, cel puțin n-o arată, da, și unii dintre ei nici nu se comportă, da, ca și cum ar fi îndrăgostiți de țara lor și de confrații lor români, așa cum o face regele Charles. Sigur că este onorific pentru noi, sigur că acest lucru ne și obligă, dragilor, să știți, ne și obligă. Adică nu poți să te uiți la un om străin care nu este în țara lui aici, bine, având proprietăți, cumva am putea zice, dar nu e așa, nu e ca noi, gen pe gen aici, uitându-ne la el cum cutreieră ținutul României și cum se bucură de fiecare vizită, fiecare palmă de loc și cum se bucură de oamenii care sunt foarte entuziasmați de prezența lui și am văzut că îi oferă floricele de câmp și le primește, da, și le mulțumește și prăjituri și, mă rog, noi suntem ospitalieri, da? Românii sunt un popor de oameni ospitalieri și regele Charles se bucură și de ospitalitate și de frumusețea țării noastre și de bogățiile țării noastre și pune în lumină acest lucru și nu este puțin și eu vreau să fiu recunoscătoare pentru toate aceste lucruri minunate pe care le avem în țara noastră. La reflecție, dragilor, în această seară și ceea ce mi-a sugerat mie această temă despre providență și întâmplare a fost un citat din Nicolae Iorga, să știți. Și Nicolae Iorga zice așa: Dumnezeu face zile cu soare și zile cu nouri. Întâmplarea face zile cu noroc și zile fără noroc, iar omul zile vrednice și zile nevrednice. Dragilor, mi-a atras atenția foarte tare acest citat, pentru că mie mi se pare foarte profund și este foarte bun de tâlcuit. Nu știu dacă Nicolae Iorga, când a scris acest citat, nu știu dacă a gândit cum am tâlcuit și cum o să vă expun eu înțelegerea mea în această seară. Nu pot să fiu în mintea lui Nicolae Iorga, da, ce a gândit el atunci când a făcut această afirmație. În schimb, eu pot să vă spun despre mine ce mi inspiră.
Și pentru că mie mi-a inspirat un adevăr foarte profund aici despre mai multe noțiuni, am simțit nevoia să le tâlcuiesc și să le împărtășesc cu voi în această seară și împletind, ca să zic așa, cu semnificațiile spirituale pe care le-am trăit în aceste zile, da, de sărbătoare religioasă, mie mi se pare că ele se îmbină foarte bine. Și o să fiu mai explicit acum. Din punctul meu de vedere, în acest citat, vorbim despre providență și hazard. În timp ce providența este conform Dex-ului, da, adică dicționarul explicativ al limbii române, și pun ghilimele acum, ce spune Dex-ul despre providență? Ce este providența? Planul divin prin care este prevăzut și orientat cursul evenimentelor, astfel încât universul, ca întreg, și creaturile individuale să realizeze scopurile stabilite de Dumnezeu. Și încă un sens, pronie cerească, da? Tot în Dex. Și mai adaug eu justiție divină. Da? Asta am adăugat-o eu, sensul pe care îl simt eu. Deci, dacă am stabilit ce înseamnă providența și sper că este clar pentru toată lumea, deci intervenția lui Dumnezeu în a regla anumite lucruri, da? Sau a orienta cursul anumitor evenimente, acțiuni, situații în viața noastră, atât la nivel individual, personal, cât și la nivel colectiv, da? Fie că vorbim despre familie, că vorbim despre organizație, că vorbim despre un grup, despre o instituție, fie că vorbim despre, ok, și suprema înțelepciune divină, da? Că vorbim despre neam, despre înțelepciunea aceea colectivă, da? Bun, dacă am stabilit ce înseamnă providența, haideți să vedem ce înseamnă întâmplare. Întâmplarea înseamnă a se nimeri incidental, a se înfăptui într-un mod necontrolat ceva. Ceva ce ține de o fi, n-o fi, deci întâmplător. Ceva ce ține de hazard. Și hazardul, conform Dex-ului, înseamnă împrejurare sau concurs de împrejurări, favorabile sau nefavorabile, cum am zice noi, noroc sau ghinion, a căror cauză rămâne în general necunoscută. Hazard, când nu înțelegem ce se întâmplă, da? Cum se întâmplă lucrurile, nu reușim să înțelegem, pur și simplu spunem că se întâmplă, da? Și asta ține de hazard. În timp ce omul vorbește despre întâmplare, noroc și ghinion, datorită neînțelegerii factorilor care contribuie la împlinirea anumitor situații, da? Adică omul nu înțelege de ce bate vântul, de ce plouă, de ce e cutremur, de ce sunt inundații, de ce trebuie să moară nu știu cine, de ce trebuie să treacă el prin boală de nu știu care. Deci omul nu poate să pătrundă taina, sensul, ca să zic așa, al lucrurilor, așa cum le rânduiește Dumnezeu. Și atunci, omul preferă să vorbească despre noroc, ghinion, șansă, neșansă, întâmplare, da? Pentru că el nu reușește să pătrundă, să-și explice de ce se întâmplă aceste lucruri, da? Și Nicolae Iorga ne spune că Dumnezeu face zile cu soare și zile cu nouri, da? Da? Adică zile înnorate. Dragilor, mare atenție! Aici înțelegând eu zile fericite și zile cu încercări de tot felul.
Zile cu soare, da? Adică zile cu bucurie, cu fericire, în care simțim că totul ne merge bine. Și zile înnorate, când suntem destabilizați, am putea să zicem așa, de situații, de evenimente, de lucruri în viața noastră, rele, da? Le zicem noi rele, da? Și ne fac viața grea, amară, întunecată, da? Înnorată. Deci omul, în ignoranța și limitările sale, pune pe seama norocului și ghinionului ce îi se întâmplă, neglijând contribuția lui Dumnezeu, care intervine întotdeauna în funcție de... Pregătiți-vă! Pentru o să fie, pentru unii, o lovitură sub centură. În funcție de ce? În funcție de vrednicia omului sau, am spune noi, omul virtuos, plin de virtuți, bun, cu un caracter frumos și fapte bune, omul în care rodește cuvântul lui Dumnezeu. Nu există, dragilor, întâmplare, nu există noroc și ghinion. Tot ce se întâmplă este conform, deci se întâmplă după niște legi. Și sunt niște legi universale create de Dumnezeu, la pachet, ca să zic, cu crearea acestei lumi. Când Dumnezeu a creat lumea, a creat și aceste legi după care funcționează lumea. De unde știu florile când să înflorească? De unde aceste cicluri, da, anotimpurile, așa cum se succed ele, da? De unde toate fenomenele acestea? De unde știu păsările, încotro să zboare, cum, cine a rânduit toată această ordine la nivel, da, micro, dar și macro? Totul se desfășoară în baza unor legi foarte bine puse la punct, da, dar pe care noi, pentru că nu le cunoaștem, da, le punem pe seama întâmplării, cum spuneam, și a altor circumstanțe, da, care să ne aducă nouă, la nivelul minții noastre, la nivelul nostru de înțelegere, o explicație. Deci, dragilor, aceste legi universale ale lui Dumnezeu sunt legi implacabile, care se aplică în viața tuturor. Nimeni nu e mai presus de lege. Și așa cum legile omenești, justiția, funcționează, cel puțin așa ar trebui să funcționeze ceas, deci în litera, dar și spiritul ei, dragilor, spiritul legilor universale create de Dumnezeu, pur și simplu ține această lume în mișcare și ține de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, care înseamnă viață, mișcare, dinamică, acțiune, ați înțeles? Este ceea ce am sărbătorit ieri, pogorârea Duhului Sfânt. Dacă apele se mișcă, curg sau doar clipocesc, este puterea Duhului Sfânt. Dacă vântul suflă tare cu putere sau doar adie, da? O undă, o pală ușoară, da? O adiere de vânt, este Duhul Sfânt. Tot ce mișcă pe acest pământ este cu puterea Duhului Sfânt, da? Adică energia, dragilor, să zicem mai pe... în termeni de-ai noștri omenești, așa, da? Energia, viața, tot ce pune totul în mișcare este energie, totul este energie. Inclusiv energia materială este energie condensată, pe când restul, tot ce e în mintea noastră ca și programe, da, de gândire sau softuri, le-am zice noi, gândirea, emoțiile, și ceea ce facem noi prin acțiunile noastre, da? Vorbim despre energie, vorbim despre Duh Sfânt. Cu cât un om este mai înțelept, mai înălțat în Duh,
Da, cu atât Duhul Sfânt, Dumnezeu, da, pentru că vorbim despre iubirea, da, dintre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, da, această cum să zic, da, această nu familie are o denumire care îmi scapă acum, da? Deci dacă la doi zicem dualitate, la ajutați-vă voi, da? Când e vorba de trei. Deci ați înțeles ideea, da? Deci tot ce este mișcare dinamică pe acest pământ înseamnă energie, înseamnă Duh Sfânt. Una dintre legile foarte importante, da, Ionuț, mulțumesc, Triadă, mulțumesc de ajutor, îmi scăpa cuvântul, așa este. Una dintre legile de bază, da, dintre aceste legi universale create de Dumnezeu, este legea cauză-efect. Legea cauză-efect este legea conform căreia fiecare primește ce oferă. Sau mai zicem noi în popor, bine faci, bine găsești. Da, Sfânta Trăime, sunt Tatăl, Fiul, dar are o denumire, da, iubirea aceasta în cadrul comuniunii și uniunii acestor trei ființe care de fapt sunt una singură, da? Și nu găseam termenul ca să explic această uniune care și comuniune în același timp, care unora dintre noi ne cam scapă așa și nu putem să pătrundem cu sensul nostru, da, cu mintea noastră omenească așa și să gândim că este imposibil, 3-in-1. Și totuși, asta este. Legea cauză-efect, spuneam că este legea conform căreia fiecare primește ce oferă, ceea ce pleacă de la mine, energia care pleacă. Și să vă explic acum în termeni foarte practici. Dacă mie îmi place ceva și sunt foarte entuziasmată, primesc un cadou, da? Sunt foarte entuziasmată, sunt foarte recunoscătoare și mulțumitoare și mă bucur și creez o reverberație, pot să zic, de energie, da? Pun în mișcare niște energii puternice în univers. De la mine pleacă emoția frumoasă, o energie de înaltă vibrație. Ghiciți ce voi atrage către mine? Mai multe lucruri de la același nivel de vibrație pentru care eu să pot în continuare să fiu și mai recunoscătoare. De aceea recunoștința este energia care ne ridică pe trepte înalte de vibrație și de la acel nivel se întâmplă niște lucruri minunate. Deci eliberând energia recunoștinței, către noi vin conform acestei legi cauză-efect. De ce? Pentru că noi suntem cauza care generăm aceste emoții și efectiv emoția noastră, da, produce niște efecte. Fiecare dintre efecte devine cauză la rândul ei, producând efecte în lanț. Deci această lume, viața, cum se desfășoară ea, dinamica aceasta, este un lung șir de cauze și efecte, dragilor. Acum, oamenii sunt produc, da, evenimente și generează, sunt cauza, da, cauze în diferite situații, prin ceea ce fac ei. Și respectiv, dacă eu mă răzbun, da, cineva m-a nedreptățit. Și eu vreau să mă răzbun, cum se zice, da, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. Este o lege a junglei, aș zice eu, da? Despre răzbunare. Bun. Ce se întâmplă în acest caz? De la mine pleacă ce fel de energie? Răzbunarea. Ce știți voi despre asta? Este o energie de înaltă vibrație, o energie frumoasă care produce efecte bune?
Nu, dragilor, este o energie de joasă vibrație. De ce? Pentru că mi-ntunecă mintea, ați înțeles, mă pune într-o vibrație joasă, de la mine or să plece niște lucruri urâte, gânduri urâte, însoțite de emoții urâte, pun la cale niște planuri diabolice, cum să îl taxez, da? Cum să-i plătesc cu aceeași monedă acelei persoane nedreptatea pe care mi-a făcut-o mie. Și atunci, ce fac? Mă cobor ca vibrație la nivelul omului care mi-a făcut rău. De la nivelul acela pot să spun despre mine că sunt mai bun? Nu, dragilor, nu sunt mai bun cu nimic decât el. Rău mi-a făcut el mie, rău am devenit și eu. Ce efecte produce răzbunarea mea? Un șir lung, ca să zicem așa, de efecte. Ori fiecare dintre efecte va deveni cauză, da? La rândul ei. Păi ia să ne gândim, mă răzbun și îl dau în primire șefului, să zicem, da? De acolo o să mai iasă și alte lucruri, da? O să iasă discuții în birou dintre colegi. Fiecare dintre colegi va deveni părtaș, ca să zicem, la tot conflictul ăla. Și în felul acesta, dragilor, ce credeți voi că se creează acolo? Se creează, ca să zicem așa, un amalgam de situații negative cu implicații nefaste în viața de organizație, de echipă, dar și în viețile noastre personale. Chici ce se întâmplă? Da? Mi se întorc împotriva. Tot ce pleacă de la noi, da, energia care pleacă de la noi, efectiv se întoarce. Este cauza, este legea conform acestei legi. Și înțelepciunea populară spune că cine sapă groapa cuiva, altuia, cade el în ea. Este motivul pentru care se întâmplă, pentru că exact asta generă. Dar oamenii ce fac? Produc o serie de evenimente, produc efecte, deci ei sunt cauza, și apoi nu le plac efectele care li se întorc. Da? Și atunci pun pe seama ghinionului, a neșansei, a întâmplării, pun pe seama celorlalți, găsesc vinovați în afară și ei se gândesc că nu au nicio treabă, dar în ce li se întâmplă după aceea. Da? Dragilor, tot ce facem se întoarce sub o formă sau alta la noi, să fie clar. Deci, în funcție de vibrația noastră, de duhul nostru, da, de energia noastră, suntem cauze care produc efecte și acțiunile noastre devin cauze care produc efecte la rândul lor. Și cum spuneam, din punct de vedere cuantic, da, al fizicii cuantice și al psihologiei cuantice, pentru că relațiile dintre oameni și modul cum funcționăm din punct de vedere psihologic are legătură cu fizica cuantică. Dragii mei, creierele noastre emit câmpuri, suntem câmpuri de energie, da? Și ce emite creierul nostru și eliberează în univers, sigur că prin fenomenul de rezonanță, da, efectiv, suntem ca niște magneți vii, atragem ceea ce suntem. Ar fi bine să știm aceste lucruri, este scopul pentru care, eu știu că am mai vorbit într-o sesiune despre lucrurile acestea și cumva tangențial m-am mai dus pe teritoriul lor, dar sunt convinsă că tot nu se înțeleg și nu se cunosc mecanismele acestea de funcționare, pentru că atunci n-am mai fi atât de ignoranți,
Da? Și nu ne-am mai comportat ca niște copii capricioși să ne supărăm pe Dumnezeu. Să știți că nu Dumnezeu ne faultează, nu Dumnezeu ne face rău, nu ne sabotează, în niciun caz, doar ne iubește și vrea să ne ajute. Cei care o fac suntem noi înșine. Noi ne sabotăm, noi generăm răul, ca să știți, da? Și chiar dacă nu facem niște lucruri punctual, da? Nu ne ducem la bun sfârșit în acțiune. Faptul că gândim, faptul că emitem în univers, da? Bucla aceea cuantică, unda cuantică de energie a gândului rău, e, acela este suficient ca să producă, da, niște mișcări cuantice, da, se întâlnește, deci o undă de energie negativă pe traseul ei, ca să zicem așa, ca să înțeleagă toată lumea, se va întâlni și cu alte energii negative. Răul va crește, se va spori, da? Așa cum binele crește, precum coca de pâine, da, din plămădeală și așa crește, e, așa se întâmplă cu energia, se multiplică. Răul devine un rău mai mare și binele, sigur că se înmulțește și el. Da. Bun, și acum o să trec la întrebări, dragilor. Dacă voi mai simțiți nevoia să mai dezvoltăm, da, sau aveți întrebări, puneți-mi-le aici, că eu reușesc și le văd, da? Bun. Elena Matei zice ea așa, deci avem aici un citat al părintelui Arsenie Boca. Providența, urmărind interesul nostru veșnic, trimite peste socotelile noastre corecturi divine. Toate aceste corecturi le simțim ca o experiență de cruce. Trebuie să treacă puțină vreme de reculegere ca să pricepem că așa cum s-a petrecut a fost cel mai bine, iar nu cum am fi vrut noi în îngustimea noastră. Dragilor, după acest citat zice Elena, socotelile noastre sunt întâmplările prin care trecem și credem că noi le înfăptuim, iar providența sunt corecturile divine. Spunem că nimic nu este întâmplător, dar nu ar fi mai bine să și credem. Minunate întrebări, Elena, și Elena, ca de fiecare dată, este aici. Mi-a plăcut foarte mult citatul părintelui Arsenie Boca, pe care tu l-ai folosit ca să ilustrezi, da, și o altă perspectivă asupra providenței. Ceea ce facem noi, acțiunile noastre generează efecte. Am clarificat asta, da? Uneori, pentru că nu ne dăm seama, faptele noastre generează efecte negative și nu ne plac. Zicem că ne ducem crucea, da? Ei, ce să facem? Păi m-am îmbolnăvit. Păi nu contează că mă îmbuib, că dorm, că fac nopțile zile, da? Că am un stil de viață haotic, că mănânc aiurea, că torn în mine alcool, că, nu știu, fumez și alte vicii și așa. Mă îmbolnăvesc, evident, la un moment dat, pentru că corpul fizic are și el socotelile lui, ca să zic așa, pe care noi uneori le înțelegem, alteori nu, pentru că și corpul nostru, da, este tot din creație, face parte. Și atunci pot să zic, da, m-am îmbolnăvit, asta mi-e crucea, o să duc boală, da? Deci în loc să-mi asum și să fac niște schimbări în viața mea și să pun corectură, ca să zic eu, prin liberul arbitru pe care îl am, pentru că Dumnezeu ne-a lăsat liberul arbitru, ne lasă să ne facem și de cap, să ne îmbolnăvim, să ne atragem răul, doar om înțelege și noi câte ceva din ce ni se întâmplă, da? Și ne mai înțelepți. Ei, cu unii se mai întâmplă asta, dar cu alții nu. Și îmi place mie să zic, se tot lovesc cu capul, da, de pragul de sus și tot nu-l văd pe ăla de jos, deși fac cu cui, da, precum inorogul cornul în frunte. Cam așa este cu unii dintre noi, din păcate,
din păcate, fac aceeași greșeală, uite așa, da, sunt într-un cerc vicios, o buclă cuantică negativă, evident, nu învață nimic să rupă cercul și să iasă de acolo. Și zic ei ce să fac, sunt amărât, asta e, mi-accept soarta, îmi duc crucea, da, asta este nivelul de înțelegere. Vedeți, este o resemnare, dar este și o revoltă, pentru că acești oameni, pentru că nu-și dau seama că au o contribuție și n-au curajul să rupă cercul vicios, să iasă din bucla aceea cuantică, cumva dau vina pe Dumnezeu, dau vina pe ceilalți de așa, nu își asumă, nu au curajul să-și asume schimbarea. Da? Nu au curajul să-și asume schimbările pe care ar fi bine să le facă, nu acceptă. Și atunci preferă să se complacă și să-și plângă de milă. Și este starea de victimizare. Da? O stare, acolo este depresia, acolo este furia, frustrarea, neîmpăcarea, ura, da? Invidia pe ceilalți sunt sănătoși și așa, ia uite ce mănâncă, eu nu mai pot să mai mănânc aia, da? Dar nu te uiți cât ai mâncat și tu până te-ai pus pe butuci, da? Bun, am dat un exemplu așa. Avem liberul arbitru și noi alegem întotdeauna ce facem și cum facem. Și Alex, văd că ne pune aici un citat din Publilius Sirus. Norocul este ca o sticlă, cu cât strălucește mai mult, cu atât se sparge mai repede. Pentru că norocul este efemer. Ce este? Un balon. Ăla e, un balon, pentru că nu există. Ați înțeles? Norocul sau ghinionul este, de fapt, un efect, da, al unei cauze. Fie că este cauza, cum să spun, directă, noi avem o contribuție, o cauză, generăm, da, direct acel efect, fie că în cascadă, da, se produc efecte care au legătură cu noi. Da? Cu ce pleacă de la noi. Deci nu există. Este o sticlă. Asta este. Eu nici măcar sticlă, că aia se sparge. Da? Deci pur și simplu este un balon. Este ca o pânză de păianjen. Nu există așa ceva. Deci ni se pare nouă, pentru că oamenii nu înțeleg mintea lui Dumnezeu, aceste legi cum funcționează, dar pun toate experiențele, situațiile prin care trec pe seama ghinionului, a norocului și a întâmplării. Nu există așa ceva. În univers, Dumnezeu este matematică, dragilor. Da? Totul este foarte minuțios organizat. Te întâlnești întâmplător, crezi tu cu cineva, nu e întâmplător, dragilor. Nu este întâmplător. Fiecare întâlnire dintre persoane, fiecare întâmplare, accident sau cum eu mai zice noi, toate să știți că fac parte din providență, planul divin al lui Dumnezeu, prin care lucrează în favoarea noastră. Acele lucruri rele, cărora noi le dăm semnificații negative, toate sunt fie spre trezire, spre a ne da seama ce se întâmplă, a ne da de veste, ne vorbește Dumnezeu, dar noi nu avem nici ochi pentru asta, nici urechi, da, suntem foarte raționali, noi cunoaștem și suntem deștepți. Ori Dumnezeu nu este despre asta, să ne înțelegem, da? Despre deșteptăciunea aia rațională, despre socotelile logice. Chiar dacă este o matematică, matematica lui Dumnezeu este diferită de matematica oamenilor, da? Și am vorbit într-o sesiune de Camelia Coffee despre cunoașterea cu rest și cunoașterea fără rest. Da?
Cunoașterea cu rest este a oamenilor, cu virguliță și ne tot dă așa cu așa. Și cunoașterea fără rest exactă, adică este a lui Dumnezeu. Bun. Cu cât un om este mai înțelept, el își dă seama de efectele faptelor lui și nu mai acționează prostește, egoist, pentru că poate anticipa ce va urma. Un om înțelept știe, băi frate, eu nu mă răzbun pe ăsta, că de aici va ieși și tot eu voi suferi. Și am un caz, acum mi-a venit în minte, da, despre un client de-al meu, da, care a făcut o chestie, l-a turnat pe un coleg de-al lui. Și a ieșit acolo o chestie, da, a ajuns să fie el acuzat și băgat în comisia de disciplină. Și ce să vă zic, a trecut ca prin urechile acului așa de niște chestii, că între timp s-a zgârmat, ca să zicem, în trecutul lui și alte chestii, că nici el nu era ușă de biserică, să zicem. Și toți avem bube în cap, am zice noi, da? Avem în viața noastră, în trecutul nostru, să zicem, lucruri care nu sunt tocmai conforme întotdeauna, da? Și dacă oamenii vor să le folosească împotriva noastră, pot să o facă. Fac săpături, le găsesc și ne dau cu ele în cap, ca să zicem așa. Și s-a ajuns la o situație atât de nasoală, de-i venea, își mușca așa pumnii, da? I-am spus să nu facă acel referat, să-și vadă de treaba lui, să lase lucrurile să se stingă, da? A simțit nevoia să facă acolo ceva, să, mă rog, cu un anumit scop, care i s-a întors cu vârf și îndesat împotrivă. Și așa se întâmplă tuturor, să știți, toate lucrurile vrem noi să punem corecturi, lasă că-i arăt eu lui. Păi ce să-mi zică el mie chestia asta? Lasă că-i fac eu și-i dreg. Dacă noi face tu și noi drege tu, știți și ne regretă până la urmă. Tu o să regreți amarnic pentru că ai generat o serie întreagă de lucruri care o să producă niște efecte atât în viața ta și în viața asta de-o trăiești tu, dar și în viețile copiilor tăi și a urmașilor tăi. Pentru că, dragilor, tot ce facem produce efecte, da? Efecte interminabile. Dacă vreți, șiruri lungi de cauze și efecte. Da? Între generații, și transgenerațional și intergenerațional. Bun. Deci, cu cât un om este mai înțelept, mai echilibrat, el reușește să se ridice deasupra condiției lui umane, mici, de om mic, limitat și egoist. Și el poate să anticipeze, să vadă, să prevadă cum vor evolua anumite lucruri. Și atunci își va vedea de treaba lui, va face lucrurile, va ști că corectura o va face Dumnezeu sau justiția divină. Da? Eu așa îi zic, justiția divină. Dumnezeu pune corectura întotdeauna. Dar mai aud și asta, a, Doamnă, păi până la Dumnezeu te omoară sfinții, da? Tot o convingere limitativă. Nu știu eu cum e cu crima asta a sfinților, deci chiar nu pot să o pricep. Ce pot să vă spun este că tot de noi ține asta, pentru că nu avem răbdare și credință. Și atunci preferăm să ne facem noi dreptate, să punem noi corectura și ne o luăm în freză. Întotdeauna ne o luăm în freză, să știți. Pentru că ni se întoarce împotrivă. Și vine, se întoarce multiplicat, dragilor, multiplicat, da? Deci, nu ar fi de să nu ne facem dreptate singuri. Sunt situații, mai văd și aud părinți care își îndeamnă copiii să-și facă dreptate singuri la școală, da? Să dea cu pumnul, să bătu, să nu vii la mine bătut acasă, da? Păi vezi ce faci, dă-i, sparge-i nasul, fă, drege, nu știu. Deci, părinți care instigă la furie și la... Deci nu vă imaginați ce faceți cu copiii voștri când vor fi, cum să zic, victimele anumitor
lucruri puse la cale urâte și nu numai că o să vină bătut, dar cine știe, vine mutilat, vine desfigurat, cine știe ce mai este de acolo, da? Și să nu uitați că aveți un aport, sunteți autorul moral, da? Atunci când l-ai îndemnat pe copilul tău să-și facă dreptate, ești autorul moral al nenorocirilor care îi se întâmplă lui. Da, deci pacea este mai importantă decât a avea dreptate. Dar noi, în egoul nostru, în mintea noastră îngustă, mică și limitată de om egoist, da, ego, din rațional vine, ca să știți așa, noi vrem să ne facem noi dreptate. Vrem să avem dreptate. Dar eu îți demonstrez că eu am dreptate. Și ne luptăm pentru dreptatea asta până când, cum să zic, ne sfărâmăm între noi. Și când ne sfărâmăm între noi, ghiciți ce se întâmplă? De fapt, ne zdrobim pe noi înșine. Asta se întâmplă. Deci, spuneam că atunci când un om înțelept, când un om este înțelept, echilibrat și prin grația lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt, el înțelege mintea lui Dumnezeu, adică cum funcționează această corectură, providența, numită providență, nu mai crede în întâmplare, ci știe că situația, așa cum se întâmplă ea, este întotdeauna ceea ce trebuie, conform judecății lui Dumnezeu, care nu poate fi tăgăduită, și are încredere absolută, nu se supără că primește răul, ci știe că răul acela aduce bine ulterior și este recunoscător pentru toate. Dragii mei, secretul, dacă pot să zic așa, al binelui în viața noastră este să fim recunoscători pentru tot ce ni se întâmplă. Acel rău pe care noi îl vedem, Doamne, de ce mă bați, de ce îmi dai rău, de ce? Nu ne bate Dumnezeu. Nici cu boală, nici cu accidente, nici cu șomaj, nici cu... Nu ne bate, pur și simplu doar avem. Doar avem ceea ce am creat. Indiferent că ne dăm seama și este la nivel conștient, sau nu ne dăm seama și este la nivel inconștient. Ce te face să fii inconștient? Ignoranța ta. Și să știți că și ăsta este un păcat. Deci Dumnezeu, la Dumnezeu nu merge așa. Păi n-am știut, Doamne, de ce ai făcut asta? Păi da, n-am știut, nu mi-am dat seama. Ce vorbești, mă? Ai fi putut să înveți? Ai fi putut să afli? Ei, aș fi putut. Păi și atunci ce te-a ținut? Da? Deci nu merge cu păcăleala asta. Sunt unii care vor să-L păcălească pe Dumnezeu. Se păcălesc pe sine, dragilor. Și o să vă spun ca o paranteză, o povestioară, când un om, da, se ducea la furat pe câmp noaptea și își lua copilul în căruță, da, ca să stea de șase, cum se zice, ca să stea de șase și în timp ce el fură. Și ajunge omul nostru în câmp, e noapte, e lună plină, cu copilul după el acolo în căruță și el începe să-și facă treaba. Da, se uită în toate părțile așa să vadă dacă cumva se vede cineva pe undeva. Și copilul zice, tati, tati, te-ai uitat în toate părțile, dar în sus nu te-ai uitat. Da? În sus, uitați-vă că am zis-o, sunt zbârlită, sunt piele de găină. În sus. Dragilor, ne furăm căciula, că Dumnezeu vede, deci n-avem unde să ne ascundem sau ce să facem fără știrea lui Dumnezeu. Știți asta, da? Așa, și atunci omul nostru, chiar dacă se ferea de oameni și așa de Dumnezeu, n-ai cum să te ferești, da? Deci așa este cu lucrurile acestea. Deci, cu cât suntem mai recunoscători, cu cât înțelegem mai mult mintea lui Dumnezeu și îi mulțumim pentru toate că răul... Haideți să vă dau un exemplu, da? Trebuie să ajungi undeva, la o oră fixă și nu-ți pornește mașina. A,
Și e o miză mare și e o întâlnire importantă acolo și pierzi ceva și zici, Doamne, de ce ești tu nenorocit? De ce nu-mi pornește mașina? Cum ajung eu? Ce mă fac eu? O să pierd contractul cu tare, o să nu știu ce. Și auzi, da, că, da, exact la locul unde trebuia să ajungi tu, mă rog, sau în apropiere, la ora de, a avut loc un accident foarte grav în care este foarte posibil să te fi aflat și tu, da? Într-un moment nepotrivit, la locul nepotrivit. Deci, să țineți minte chestia asta. Întotdeauna puteți să vă și scrieți și să vă spuneți. Sunt în locul potrivit, cu oamenii potriviți, în situația potrivită, spre binele meu cel mai înalt. Da? Deci sunt în locul potrivit, la momentul potrivit, cu oamenii potriviți, spre binele meu cel mai înalt. Da? Tot ce ține, ce ți încurcă ție treburile și nu pricepi de ce, cum și ești tentat să te superi pe toată lumea, pe alții, pe Dumnezeu, pe așa, să știi că este providența, să știi că este mâna lui Dumnezeu, corectura pe care Dumnezeu o pune în viața ta, ca să te ajute, nu ca să te distrugă și să pierzi. Dacă te distrugi, te distrugi prin ceea ce faci tu împotriva ta însuți și împotriva celorlalți. Nu Dumnezeu te distruge. Da, zice Alex aici, Seneca, norocul este ceea ce se întâmplă atunci când pregătirea întâlnește oportunitatea. Da. Știți că am mai spus eu și mentorul meu, John Maxwell, zice, cu cât muncesc mai mult, cu atât am mai mult noroc. Și eu chiar cred în această definiție. Și eu cred, să știți. Nu mi-a venit nimic niciodată de-a gata. A trebuit să muncesc din greu pentru fiecare lucrușor pe care l-am avut sau pentru fiecare tot ce am câștigat. Da? Că recunoaștere, că apreciere, că realizări, că, da, a trebuit să muncesc mult din greu pentru ele. Da? Nu a fost un noroc, ci a fost rodul consecvenței, al muncii, al credinței. Asta a fost. Bun, acum întrebările de la Alex. Are și el aici un citat și zice, cred cu tărie în providență, în providența divină. Fără Dumnezeu, lumea ar fi un labirint fără niciun indiciu. Cum se manifestă providența divină și cum îi deșifrăm indiciile? Cred că ar trebui să fie clar așa din tot ce am explicat până acum, cum acționează providența. Să înțelegi cum acționează providența înseamnă să-L înțelegi pe Dumnezeu. Să îl cunoști și să vrei să-i cunoști tainele. Pentru asta trebuie să crezi cu tărie și să-i ceri ca atunci când te crede vrednic să ți se reveleze. Dumnezeu se arată cui crede El că este pregătit și sub diferite forme, dar omul nu înțelege dacă nu este în duh cu El. Și aici este rolul, ca să zic așa, al Duhului Sfânt, da? Partea din treime, care este tot persoană și ne este nouă greu, așa, este simbolizat în icoane prin porumbel, da? Deci eu mi-aduc aminte la Iordan. Știți că am fost în Țara Sfântă de două ori și am fost chiar de bobotează la râul Iordan, acolo unde s-a botezat Mântuitorul și vine episcopul Ierusalimului și pe cârja lui, da, se așează porumbeii. Și în momentul când aruncă crucile în râul Iordan, credeți-mă că apar de nicăieri niște porumbei. Adevărate minuni, cum se întâmplă, am văzut lucrurile acestea, am văzut cum s-a întors apa Iordanului și a curs în amonte, da? Vedeți, vă spuneam, când crezi și te rogi pentru asta, Dumnezeu ți se revelează. Am avut
șansa, oportunitatea să mi se reveleze sub diferite forme. L-am recunoscut și l-am simțit în inima mea pentru că eram pe frecvența aceea. Ați înțeles? Credeam. Mă dusesem acolo nu pentru că mă îndoiam să pun, ia să văd eu, Doamne, așa șmecher ești tu. Nu m-am dus cu atitudinea asta, ci m-am dus cu credința, știam, credeam, n-am avut nicio, cum să spun, nicio îndoială că se întâmplă lucrurile acestea. Nu am nicio îndoială de modul cum apare Lumina Sfântă și lucrurile acestea. Nu mă îndoiesc de asta, da? Ci pur și simplu, așa cum erau și apostolii și cum suntem noi oamenii, da? Ne place să vedem. Ne place să ne încredințăm. Ne place să fim în contact cu lucrarea lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt. Că practic asta se întâmplă acolo. Ești în lucrarea Lui. Ești în comuniune cu Dumnezeu. În momentul în care tu ești în locul unde se săvârșesc niște minuni, lucruri dincolo de puterea ta de înțelegere, din mintea ta, a noastră, da? Așa, sigur că ești în lucrare cu Dumnezeu și El ți se revelează. Se zice așa, mulți chemați, puțini aleși. Dumnezeu ne alege după vrednicie, nu după ochi frumoși sau deșteptăciune. Ne alege după suflet. Deci când mă refer la vrednicie, mă refer la vrednicia sufletului în a lucra cuvântul lui Dumnezeu. Ne citește Duhul, energia, știe tot și poate să anticipeze în ce mod vei lucra cuvântul lui. Da? Te recunoaște dacă ești omul lui. Te recunoaște dacă faci parte din oastea lui. Da? Oile, caprele, știți cum e. De-a stânga și de-a dreapta. Primim și teste de credință. Da? La un moment dat, mulți dintre noi putem fi încercați pentru credința noastră. Dacă trecem testul, ca să zicem așa, primim cununița, răsplata, pacea lui, cunoașterea, iubirea, înțelepciunea. Da, bun, o altă întrebare de la Alex. Cum se creează tradițiile și ce rol au ele? Da, aici este o componentă, ca să zic, lumească, laică, care ține de noi și este și o componentă spirituală. Orice popor, în funcție de cultura sa spirituală, are niște obiceiuri și tradiții care definesc ființa acelui popor. Da? La indieni sunt anumite tradiții, la musulmani și la arabi altele, la europeni, în funcție de zone, altele, la americani, altele, la evrei, altele. Da? Fiecare popor, în funcție de cultură, în funcție de spiritualitatea, de religia, da? Are anumite tradiții și obiceiuri. Acestea se transmit din generație în generație. Când au început ele? Când încep tradiții? Când, da, sunt datate pe undeva, nu, dragilor, de ce? De când este creată lumea, sub o formă sau alta, ele s-au transmis prin viu grai, s-au îmbogățit după nevoile spirituale resimțite în momentul acela și în situația aceea. Multe sunt ritualuri practicate la diferite sărbători. De exemplu, da, acum la Rusalii, cum spuneam, sfințirea crengilor, a frunzelor de nuc, da? Este o tradiție, un obicei. Călușul, un obicei, tradiție, legat nu numai de dansul, da, oltenesc, mă rog, nu e vorba numai despre dansul acela popular, unic, da, ci e vorba și despre spiritul călușului. De ce la Rusalii? Și știți că se spune că călușul cumva aduce mai aproape de oameni înțelepciunea, le dă cumva dezlegare, să nu ia apărătură dacă oamenii greșesc, da, sunt, așa se spune. Dacă oamenii lucrează, fac lucruri împotriva Duhului Sfânt, atenție, da? Duhul Sfânt se poate
poate supăra și atunci te ia din căluș, se zice. Și cumva călușul exemplifică, da, cum ai face tu în nebunia ta. Că oamenii nebuni, săraci, care își pierd mințile, fac de toate. Bun, deci sunt obiceiuri. La Crăciun se oferă cadouri, vine Moș Crăciun, împodobim pradul, la Paște roșim ouă, facem slujbe de tot felul, cântăm prohodul, sfințim bucatele. Obiceiuri, tradiții sunt la evenimentele noastre de viață, nuntă, botez, tăierea moțului, înmormântare. Deci fiecare eveniment are niște tradiții, niște obiceiuri. Viața omului este însoțită de tradiții și obiceiuri de tot felul. Claca, vă aduceți aminte, probabil că știți de la bunici, de la strămoși, exista un obicei și am înțeles că mai există undeva, unde, da, prin nordul țării, unde femeile se strângeau la claca și lucrau, da, la cineva acasă și o ajutau la treabă. Și făceau treabă cântând, spunând povești, când, da, deci era foarte drăguț un obicei util, se ajutau între ei într-ajutorare și își petreceau timpul împreună, da, în comuniune. Șezătoarea, la fel, da, femeile se strâng, lucrează lucruri de mână și este un obicei foarte frumos. Să știți că nimic nu poate să înlocuiască interacțiunea umană, comuniunea oamenilor, această senzație, sentiment, da, pe care îl avem prin atingerea fizică, prin apropierea fizică, prin interacțiunea umană nemijlocită. Vedeți, eu acum vorbesc cu voi prin intermediul telefonului al undei, al semnalului, da, de internet. Este o tehnologie avansată. Sigur că asta nu înlocuiește efectele, asta produce niște efecte și este benefic că pot să ajung, da, la oameni cu care nu aș putea să fiu fizic împreună, dar pe de altă parte nu poate înlocui, să știți, a fi împreună. Deci comuniunea nu poate fi înlocuită de nimic. Bun, deci se mai spune așa câte bordei, atâtea obicei, pentru că diferă de la popor la popor tradițiile, dar și de la o zonă la alta țări. Și eu știu că în Gorj sunt niște tradiții, știu de la nora mea care este gorjancă, în Bucovina altele, în Maramureș, și am fost în Maramureș de Paște să trăiesc acolo, da, tradițiile locale, maramureșene, și fiecare zonă din țara noastră are propriile tradiții. Caloianul, vedeam un material, da, un documentar la televizor, este un ritual de belșug, în Dobrogea se practică. Și avem tot felul de ritualuri, de tradiții, de obiceiuri. Cum a luat ele naștere, am spus, efectiv, de când e lumea, oamenii practică diferite lucruri. Generațiile tinere preiau tradițiile sub o formă sau alta, fie le simplifică, fie le adaptează, le modifică, le adaptează timpurilor sau inventează altele și tot așa. Tradițiile și obiceiurile noastre ne definesc. Deci arta populară și știți că tot ce ține de partea aceasta de obiceiuri, efectiv s-au transmis din cele mai vechi timpuri prin viu-grai, din gură în gură. La cântece, doine, folclorul, deci practic așa este și cu tradițiile. O altă întrebare, cum există, cum coexistă și se întrepătrunde anxietatea și depresia? Foarte simplu. Și ca să nu uit, vreau să vă spun, astăzi am fost la liturghie, la Băile Govora, și acolo a fost adus
într-o raclă din Grecia, papucelul sfântului Gerasim de Kefalonia din Grecia, care este protectorul celor care sunt în depresie, ca să știți, da? În depresie profundă, adâncă. Sigur că are o mare legătură cu anxietatea. Așa am să vă explic cum. Omul anxios se îngrijorează din orice. Da? Este anxietatea generalizată, adică oamenii simt frică fără să specifice dacă este o frică de ceva sau de cineva. Și zice așa, Doamne, am o frică în mine, dar nu știu de ce. Nu-mi dau seama de ce. Nu e o frică da, specificată, ci pur și simplu este o frică generalizată. Deci, oamenii cu profil anxios se îngrijorează din orice. Din nimic fac, spunem noi, din țânțar armăsar. Atunci, mintea lui este mereu neliniștită, agitată, obosită, tulburată, omul devine din ce în ce mai trist, o tristețe din ce în ce mai adâncă, mai profundă și viața lui tot mai întunecată. Omul se stinge văzând cu ochii, lumina vieții lui ajunge, apropo de Duhul Sfânt, să pâlpâie doar, da? Deci lumina vieții lui este viu, dar mor pe dinăuntru. Și știți că eu am vorbit despre ce înseamnă depresia și cum se manifestă și din punct de vedere psihologic, dar și din punct de vedere spiritual. Ca să reînvie omul acela, ar trebui să se conecteze la sursa vieții, să-și schimbe gândirea, atitudinea, să facă niște schimbări, pentru ca Duhul Sfânt este cel cu întrerupătorul, metaforic vorbind. Adică cum? Ca să aprinde lumina în noi, noi ar trebui să facem și noi ceva, da? Să ne ajutăm pe noi. În primul rând să credem că există, cum să spun, putem să facem asta, da? Să nu ne-l complacem în această stare, să vrem să ne ridicăm și să alegem asta, să acționăm în această direcție. Și sunt situații când oamenii vor să facă asta și situații când oamenii nu vor să facă asta. Nu vor să facă asta. Și ei zic că nu le place acolo în depresie. Și totuși se întâmplă să se îndrăgostească atât de tare de starea lor, care poate să le aducă și niște beneficii la un moment dat, da? Atenția, iubirea celorlalți, niște avantaje, niște favoruri, da? Să fie privit cu compasiune, să fie ajutat mai mult, nu știu, depinde, da? Și toate lucrurile acestea la nivel inconștient, să ne înțelegem, să nu credeți că acuz pe cineva, da? De duplicitate, că nu știu ce urmărește, se face depresiv ca să urmărească nu știu ce. Nu, ci pur și simplu la nivel inconștient se produc niște conexiuni în creierul lui, în mintea lui și el simte niște, să zicem, lucruri pentru el care îl pot ajuta sau nu. În funcție de acestea, el se reconfigurează, ca să zicem. Fie se ridică, da, se hotărăște și își spune, gata, până aici stop, trebuie să mă ridic. Și este în stare atunci, din acea voință puternică, da? Îi cere ajutorul lui Dumnezeu și atunci va primi tot ce are nevoie. Și oamenii în jurul lui care să-l ajute, așa cum are nevoie, nu cum vrea el, da? Că și aici este o diferență. Bun, deci dacă aș sta să iau un exemplu din viața noastră practică, m-aș gândi așa, deci dacă eu vreau să ajung la Iași, nu mă duc înspre Timișoara, da? Dacă vreau să reușesc în ceva și sunt consecvent, muncesc și mă pregătesc. Nu stau să aștept doar să se întâmple ceva din Duhul Sfânt, da? Pentru că Duhul Sfânt lucrează prin noi. Deci ideea este că noi trebuie să mișcăm, noi trebuie să acționăm, să ne ajutăm pe noi și nu să așteptăm doar să se întâmple.
cum sunt multe situații. Zice, ok, zic, aștepți, ce aștepți? Nu știu, doamnă, să se întâmple ceva. Păi ce ar putea să se întâmple așa, fără ca tu să ai vreun aport în chestia asta? Dacă tu te complaci și stai în situația aia așa, așteptând ca Dumnezeu, Duhul Sfânt să coboare și să pune lucrurile în mișcare pentru tine, ești pe arătură. Direct. O altă întrebare. Cum coexistă? Da, asta a fost. Da. Preotul Matei Vulcănescu susține că oamenii care au ajuns să-și iubească animalele de companie mai mult decât rudele nu vor moșteni împărăția cerurilor. Ori pisica, ori Hristos. Nu se poate și împărăția cerurilor și pisica. Cine nu se leapădă de pisică merge în iad. Animalul a ajuns să substituie omul. Animalele de casă sunt dumnezeii noștri. Cum vedeți această perspectivă? Foarte interesantă întrebarea asta și, într-adevăr, să știți, să vă spun, am avut și eu un caz. În esență, îl înțeleg pe părintele când este atât de vehement și pune problema în acest mod, cumva exagerat în supărarea dânsului. Sunt situații când oamenii, așa este, iubesc animalele și de ce le iubesc? Fac atașamente și asupra animalelor pot să aibă controlul, da? Pe cățel îl scoți afară când vrei tu, da? Deci cumva se creează o legătură, o dependență între stăpân și animalul de companie și sunt niște beneficii și cumva ai control și în mod necondiționat animăluțul te ajută și el pe tine și tu pe el și se creează o relație de atașament. Sunt situații când oamenii, într-adevăr, se atașează atât de mult de animale și preferă să îndepărteze și să respingă oamenii. Și nu exagerez, să știți că am avut și eu o clientă devastată, terminată, m-a sunat, doamna, am nevoie acum, dar urgent, dar sunteți liberă, dar și plângea în hohote la telefon. Și eu m-am speriat, doamne, zic, haideți, veniți încoace, da? Ce să... Deci sunt situații urgente, da? M-am gândit, i-a murit cineva, ea... nu puteam să știu. Plângea și nu putea să vorbească. Era însoțită de un prieten, era prieten, nu era căsătorită, ce doamna, mi-e frică să o las singură. Zic, domne, am nevoie să vorbesc cu doamna, zic așa. Nu, că mi-e frică să nu facă ceva, să nu știu ce. Păi ce ar putea să facă? Domne, stați așa să văd despre ce e vorba. În fine, a lăsat-o singură până la urmă și printre sughițuri, printre suspine, printre lacrimi, uite așa, trăgea șervețel după șervețel din cutiuța mea cu șervețele și uite așa, deci vă spun să jelea. Ce se întâmplase? Îi murise cățelul. Îl dusese la o clinică la Craiova și era atât de înverșunată că nenorociții ăia i-au omorât cățelul. Da? Eu o citesc acum pe ea. Mă rog, îi acuza că datorită neprofesionalismului, neglijenței, a dus cățelul acolo, ea încrezătoare fiind o clinică scumpă, îmi povestea și așa și așa, și nemernicii ăia, în loc să îi salveze cățelul, i-au omorât cățelul. Și era atât de hotărâtă, a luat cățelul, l-a dus la autopsie la București, era atât de hotărâtă să-i termine pe aia. Ce credeți că era acolo? Dragilor, era un atașament foarte puternic, creat pe baza unei experiențe prin care ea trecuse de mult, pierduse o sarcină și ea ajunsese să-și iubească cățelul ca pe copilul ei. Și practic universul ei, ca pe copilul ei, de-l pierduse, da? Practic universul ei se rezuma doar la acel cățel. Da? Pentru ea nu exista nimeni și nimic și repeta redundant, uite așa, ca o placă stricată. Doamne, cățelul ăsta era pentru mine tot, pe mine nu mă interesează oamenii, eu nu iubesc oamenii, eu nu iubesc decât pe cățelul meu. Deci ați înțeles? Deci îl înțeleg pe părintele care da, s-a adresat atât de vehement și era un aviz, ca să zic așa, pentru oamenii care renunță la oameni, zic ei, de dragul animalelor.
Și mai aud asta. Zice, doamnă, eu iubesc, da, pot să iubesc animalele mai mult decât pe oameni. Oamenii sunt răi, sunt nu știu cum, nu știu cum, nu știu cum, profită de tine, fac drag. Convingeri limitative. Apropo, animăluțul nu poate să-ți facă rău. Știți ce este mai mult aici? Este mai mult o neputință a omului de a face față provocărilor vieții. Și atunci ce face? Fuge, se retrage. Da? Din viața lui cumva. Preferă să nu mai interacționeze cu oamenii, își ia un animal de companie, îl plimbă, stă pe bancă, face, vorbește cu cățelul, mănâncă cu cățelul, face, da, treaba cu cățelul și atunci nu mai are nevoie de oameni. Da, și în asemenea situații, dacă lucrurile sunt duse la nivelul ăsta extrem, sigur că nu sunt de acord. Dacă tu ai niște convingeri limitative, eu zic că mai degrabă ar fi bine să lucrezi tu cu tine pe convingerile tale, să-ți schimbi, da, mentalitatea și poți să-ți iei și animal de companie, nu sunt împotrivă, să ne înțelegem, da? Dar trebuie să se revizuiești atitudinea, gândirea, pentru că e clar că acolo este ceva dacă duci lucrurile la extrem, da? Asta este perspectiva mea. Ultima întrebare de la Octavian. De ce oamenii buni pățesc lucruri rele, întreabă Octavian? De ce ni se întâmplă astea dacă suntem oameni buni? Oare providența slash universul slash Dumnezeu, ce gândesc? Providența oferă oportunități de virtute, întâmplarea ce oferă? Bune, bune întrebări, că sunt mai multe aici. Bun. Acum, lucrurile rele sunt lucrurile care îl fac pe om să strălucească, să-și pună în valoare bunătatea. Dragilor, un om devine bun și frumos desăvârșindu-se precum se șlefuiește diamantul, adică printr-un proces de prelucrare, de suferință. Omul, prin îngustimea minții lui, vede răul în multe situații, întâmplări, da? Și așa le vede el, lucrurile. Dacă ar reflecta și ar vedea lucrurile cu ochii sufletului din alte perspective decât din cele egoiste, din mintea lui Dumnezeu, hai să văd, oare ce ar putea să mai fie aici altceva? Da? Să-și propună chestia asta. Depășindu-și condiția umană, atunci el ar înțelege că, de fapt, răul acela este iubirea și grija lui Dumnezeu față de el. Și acum o să vă dau niște exemple din viața noastră practică. Fie el scapă de ceva cu adevărat rău, fie îi pune în lumină puterea, fie îi încearcă anumite virtuți, da, să și le dezvolte și să se desăvârșească, fie încearcă credința, puterea, fie el conduce pe drumuri spinoase către rai spre a afla binele în final, adică să descopere binele, lumina, dar mergând pe căi cu multe încercări, fie prin boală și necaz îl mântuiește, fie răscumpără greșelile străbunilor lui, fie el însuși este dovada lucrării lui Dumnezeu în el. Și mai aud eu unele situații așa, doamne, l-am prins pe soțul meu trădându-mă, habar n-ai ce bine ți-a făcut Dumnezeu că te-a scăpat de ăla. Deci, omul ăla nu te merita și tu nu te îndurai să-l lași și atunci a trebuit să pună la cale să-l prinzi în fapt, da? Ca să faci ceva, femeie, să ieși de acolo. Și ieșind de acolo, da, să te, cum să zic, să te regăsești pe tine și să-ți crești puterea și să-ți împlinești misiunea și să, da, ajungi la sensul tău. Sunt situații în care, cum să zic, ne e comod, ne e călduț, ne complacem, nu ne cunoaștem pe noi. Ne mulțumim cu ce e acolo. Da? Ca să creștem, să ne desăvârșim, să trecem de anumite limitări pe care noi ni le punem,
Da? Noi nu ne punem praguri și nu ne place suferința. Atunci, Dumnezeu, da, pentru că vrea pentru noi să reușim, ne dă încercările respective, sub o formă sau alta, cărora trebuie să le facem față. Acum, dacă noi gândim așa că eu sunt om bun și pățesc lucruri rele și este o nedreptate, sunt ignorant din punctul meu de vedere, credeți-mă. Da? Eu tot ce pățesc rău, da? Rău, așa în înțelesul ăsta al nostru limitat, așa, știu că merit, este ceea ce am nevoie în momentul acela și știu că dacă înțeleg corect și valorific răul cum trebuie, voi avea și binele. Da? Că sunt încercări pe care Dumnezeu mi le dă ca să mă ridic, îmi ridică mingea la fileu, ați înțeles? Dacă eu reușesc să prind sau să joc o mână proastă, da? Să joc o mână proastă și să ies câștigătoare, sigur că atunci merit cununița. Vedeți, dacă nu facem nimic special pentru Dumnezeu, pentru noi, pentru prin cum acționăm noi, prin alegerile noastre, prin deciziile noastre. Dar poate că, cum să zic, nici nu îl provocăm pe Dumnezeu, ca să zic așa, să hotărască dacă merităm sau nu să fim mântuiți. Ci pur și simplu sunt tot felul de lecții, de teste, de experiențe, de situații, nu sunt rele. Sunt ceea ce avem nevoie ca să creștem. Dacă tu nu te provoci pe tine, te provoacă Dumnezeu. Și cineva zicea odată, citeam un mesaj, dacă tu nu te smerești din când în când, te smerește Dumnezeu. Dacă tu nu te provoci pe tine să faci lucruri noi, să crești, să te pui în diferite situații incomode, da? Să înveți lucruri noi, dureroase, să te pui în situații dureroase. Dacă tu nu faci asta, o face Dumnezeu pentru tine, pentru că este ceea ce ai nevoie ca să te desăvârșești, ca să crești. Da? Deci, viața, sensul vieții este evoluția. Cum evoluezi tu? Da? Ok, ești cu minte, ești în banca ta, ești om gospodar, ești așa. Poate că misiunea ta depășește această condiție și tu nu ajungi la ea pentru că ești acolo în bula ta, să zicem, de om cu minte. Ia mai ieși tu din bula aia, nu știu, fă lucruri, provoacă-te, da? Provoacă-te și vezi ce se întâmplă. Cam asta este cu oamenii buni și cu lucrurile rele. Și am dat eu aici, în această paranteză, diversele situații când se întâmplă asta. Eu zic să luăm aminte și să ne schimbăm perspectiva și vă asigur că dacă ne schimbăm perspectiva, se va schimba și dinamica vieții noastre. Deci dinamica vieții noastre, tot ce ni se întâmplă nouă în viață, are legătură cu perspectiva, cu gândirea, cu atitudinea noastră. Dacă eu mă văd ca pe o victimă și aici cam așa este, da? Adică eu sunt om bun, dar pățesc lucruri rele. Adică cumva e ceva nedrept, mă văd ca pe o victimă sau așa, sunt nemulțumit, dar nu, deci nu, și e foarte bună întrebarea asta, că sunt mulți care gândesc așa, da? Sunt mulți care gândesc așa și mulți și-ar găsi aici un răspuns și poate s-ar regăsi în una din situațiile pe care le-am expus. Dragilor, a fost o sesiune, zic eu, Doamne, da, deci o oră și trei sferturi, cam lunguță, așa. Sper să fie de folos și sper că v-ați găsit în această sesiune un pic mai multă claritate, dacă nu răspunsul pe care îl doreați. Un răspuns, da? Un răspuns. Așa.
Să credem că este ceea ce trebuie. Fiecare ne luăm întotdeauna ceea ce avem nevoie. Vă îmbrățișez, dragii mei. Săptămâna viitoare nu avem Camelia Coffee, ca să știți de acum. O să mai anunț și eu să nu așteptați luni. Voi fi plecată din nou din țară. Mulțumesc și eu, Elena, pentru încrederea ta, pentru loialitatea ta și pentru întrebările tale. Deci voi fi plecată din țară și știți că atunci când sunt plecată din țară nu avem Camelia Coffee, da? Probabil, cel mai sigur, ne vom vedea peste 2 săptămâni. Până atunci, aveți grijă de voi, nu uitați că doar iubirea și unirea salvează omenirea și să fim oameni mai buni. Vă pup și vă iubesc, dragii mei!